Stimați profesori, numele meu este Florin Alin Sava și împreună cu echipa de psihologi de la UVT derulăm un proiect prin care urmărim să rezolvăm o parte din problemele care se confruntă comunitatea LGBT plus din România. Bună ziua! Numele meu este Anastasia Sălăgean și sunt cercetător postdoctoral în cadrul unui proiect demarat de Universitatea de Vest din Timișoara, care vizează anumite probleme cu care se confruntă comunitatea LGBTQIA+ din România. Dragi profesori, suntem o echipă de psihologi de la Universitatea de Vest din Timișoara, care lucrăm la un proiect despre problemele cu care se confruntă comunitatea LGBT+ din România. Scopul acestui material interactiv este de a familiariza cadrele didactice cu anumite aspecte ale orientării sexuale la elevi, cu scopul de a aduce o înțelegere mai profundă a acestor tineri și de a ajuta să treacă bine peste provocările la care sunt supuși. Materialele sunt diverse, o să vedeți că sunt texte, sunt materiale video, sunt testimoniale, chiar și exerciții. Ne-am folosit informații pe baza unui demers științific. Și vom adăuga la acestea câteva testimoniale ale membrilor din comunitatea LGBT. În final, vă mulțumim pentru atenție și pentru participare. Vă mulțumim că ați acceptat să faceți parte din acest proiect. Mulțumim foarte mult că ați acceptat să faceți parte din acest training. Dragi profesori, așa cum a precizat și echipa proiectului, în cadrul acestui training vă vom furniza mai multe informații științifice, explicate în câteva cuvinte, cu privire la orientarea sexuală a elevilor, dar și a problemelor cu care ei se pot confrunta, pentru a-i înțelege mai bine și a-i ajuta să treacă bine peste provocările la care sunt supuși. Iată care sunt subiectele abordate. Vom începe cu definirea și clarificarea termenilor. După care vom discuta ce știm despre orientarea sexuală și sexualitate. Apoi, vom vedea ce ne zic cercetările despre copiii crescuți în familiile LGBT. Urmează o discuție despre efectele homofobiei asupra copiilor LGBT, cât și despre uneltele pe care le putem folosi pentru a face față discriminării și pentru a ajuta elevii LGBT. Spre final, vom afla despre ce ne spun elevii, profesorii și colegii care sunt membri ai comunității LGBT. La final, vom vedea cum putem să exersăm empatia față de elevii LGBT. Partea 1. Definirea și clarificarea termenilor. Înainte de a putea vorbi despre efectele discriminării asupra elevilor din comunitatea LGBT, dar și despre ce putem face pentru a-i putea ajuta pe aceștia, este important să definim anumite concepte și anumiți termeni despre care vom vorbi în continuare. Termenul LGBT/LGBTQIA reprezintă inițialele diverselor persoane care fac parte din această comunitate, anume lesbiene, gay, bisexuali, transgender, queer, intersex și asexuali. Astfel, comunitatea LGBT înglobează persoane cu diverse orientări sexuale, precum și persoane de sex și sau gen diferit. Orientarea sexuală se referă la atracția sexuală și dorința de a avea relații intime și sau sexuale cu alte persoane. Astfel, există diferite tipuri de orientări sexuale. Heterosexualitate. Atracția sexuală față de persoanele de sex sau gen opus. Homosexualitate. Atracția sexuală față de persoanele de același sex sau gen. Acest termen se referă atât la lesbiene, persoane de gen sau sex feminin, cât și la gay, persoane de sex masculin. Bisexualitate. Atracția sexuală față de ambele sexe sau genuri. Asexualitate. Lipsa atracției sexuale sau atracția sexuală diminuată față de orice gen sau sex. Există totuși o diferență importantă între sex și gen, deși deseori cei doi termeni sunt folosiți interschimbabil. Sexul este desemnat la naștere, de cele mai multe ori bazat pe anatomia copilului.
Astfel, este un concept pur biologic. La naștere, persoanele pot fi de sex feminin, masculin sau intersex. Persoanele intersex se nasc cu caracteristici fizice, genetice sau hormonale, care nu se potrivesc definițiilor tipice pentru corpurile masculine sau feminine, conform biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Pentru persoane intersexuale, aceste trăsături sunt evidente la naștere, în timp ce pentru altele, acestea apar mai târziu în viață, adesea la pubertate. Există multe forme de intersex, fiind mai degrabă un termen umbrelă decât o singură categorie. Genul, în schimb, este un construct social care face referire la mai multe caracteristici emoționale și comportamentale care sunt asociate cultural sexului biologic. De asemenea, genul poate avea mai multe subcomponente, identitatea de gen, rolurile de gen, etc. Rolurile de gen se referă la normele sociale considerate acceptabile pentru o anumită persoană, bazate pe sexul lor atribuit sau pe genul perceput. De exemplu, o fetiță se poate comporta mai băiețește în copilărie, îmbrăcându-se cu pantaloni și jucând fotbal cu prietenii, adoptând astfel un rol mai masculin. Identitatea de gen, în schimb, se referă la experiența pe care o persoană o are despre propriul gen. Aceasta poate corespunde cu sexul atribuit la naștere sau poate diferi față de acesta. Persoane transgender sunt oameni a căror identitate de gen nu corespunde cu sexul atribuit la naștere. Cisgender sunt persoanele a căror identitate de gen corespunde cu sexul atribuit la naștere. Termenul queer, în schimb, se referă la persoanele care se identifică dincolo de categoriile de gen tradiționale. După cum menționam mai devreme, scopul acestui training este de a ajuta elevii din comunitatea LGBT să poată trece cu succes peste provocările cu care se confruntă. O provocare majoră este discriminarea. Putem menționa mai multe tipuri de discriminare cu care comunitatea LGBT se confruntă: homofobia, bifobia, transfobia, etc. În vreme ce focusul nostru va fi pe homofobie, fiind probabil cea mai frecventă și astfel există mai multe resurse care să o adreseze, dar toate sunt importante și sperăm că lucrurile pe care le adresăm și resursele pe care vi le furnizăm în acest training se va traduce și pentru alte atitudini discriminante. Partea a doua. Copiii și familiile LGBT. Când vine vorba de membrii comunității LGBT, multe persoane sunt îngrijorate că acceptarea lor poate duce la efecte negative în societate sau în propriile lor familii. Aceste îngrijorări nu au fost susținute de studiile științifice. De exemplu, o analiză a 33 de studii pe 5272 de copii arată că acei copii crescuți de părinți de același sex nu ajung să fie diferiți de copiii crescuți de părinți de ambele sexe. Ei nu diferă din punct de vedere al orientării sexuale, nu devin gay, identității de gen, nu devin trans, abilităților cognitive, bunăstării psihologice. Homosexualitatea nu e contagioasă și interacțiunile cu persoane LGBT+ nu dăunează dezvoltării copiilor. În schimb, copiii crescuți de părinți de același sex tind să aibă relații mai bune cu părinții, conform studiilor. În concluzie, aceste date arată că homosexualitatea nu e contagioasă și interacțiunile cu persoane LGBT+ nu dăunează dezvoltării copiilor. Partea a treia.
mai multe despre orientarea sexuală și sexualitate. Există teorii și studii despre bazele biologice ale orientării sexuale. Deși unele indică anumite baze biologice, gene, hormoni, structuri neuronale, acestea nu explică suficient orientarea sexuală și sunt aproape exclusiv focalizate pe homosexualitatea la bărbați și deci nu ne pot oferi o explicație clară și nici o privire de ansamblu. În schimb, este important să știm că sexualitatea are funcții și manifestări foarte variate. De exemplu, comportamente homosexuale există în culturi diferite precum cele din Asia de Sud-Est și diverse triburi din Noua Guinee, dar și în epoci diferite precum Grecia Antică. Mai mult, comportamente homosexuale apar și la specii diferite, cum ar fi lebedele, rațele, pinguinii, delfinii, elefanții și multe specii de primate. Până în prezent, s-au observat comportamente homosexuale la peste 1500 de specii animale. De altfel, se consideră că indivizii cu comportament homosexual sunt o parte foarte importantă a societății în regnul animal. Aceștia adoptă pui orfani care, în mod normal, nu ar putea supraviețui singuri. Sexul nu are o funcție pur reproductivă, ci și de reglare socio-emoțională. Observăm această tendință la cuplurile heterosexuale și homosexuale, dar și la alte specii de animale. În general, nu putem alege de cine suntem atrași. Nici persoanele heterosexuale nu au ales să fie așa, așa cum nici persoanele LGBT+. Partea a patra. Efecte negative ale homofobiei. Este foarte important să înțelegem că homofobia poate avea consecințe negative asupra tinerilor, conform numeroaselor studii psihologice. Tinerii LGBT sunt între 1,5 și 3 ori mai susceptibili să atenteze sinuciderea decât tinerii heterosexuali. Un studiu meta-analitic a analizat 35 de studii efectuate pe peste 2 milioane de tineri heterosexuali și peste 100.000 de tineri LGBT+, cu vârsta cuprinsă între 12 și 20 de ani. Rezultatele au arătat că pentru fiecare tânăr heterosexual, șansa de a atenta un suicid a fost de 3,71 mai mare pentru tinerii gay și lesbiene, de 4,87 ori mai mare pentru tinerii bisexuali și de 5,87 ori mai mare pentru tinerii transexuali. De asemenea, tinerii LGBT sunt mai predispuși la probleme de sănătate mentală, cum ar fi depresia sau anxietatea. Dovezile sunt copleșitoare. O analiză a 199 de studii din țări diferite arată că marea majoritate a studiilor pe adolescenți, 97%, au observat un nivel crescut de depresie în rândul tinerilor LGBT comparat cu cei heterosexuali. Cum explicăm aceste efecte negative? Numeroase studii au arătat că tinerii LGBT au aceste experiențe pentru că sunt expuși la prejudecăți, batjocură, agresiuni fizice și verbale. Cu alte cuvinte, ei nu se nasc cu înclinații depresive și predispoziții la suicid, ci sunt expuși unui stres continuu care duce la aceste manifestări. Cum putem ști că problemele de sănătate mentală ale tinerilor sunt cauzate de acești factori externi? De exemplu, o societate care nu îi acceptă? Un studiu a urmărit 396 de persoane LGBT timp de un an și observatorii externi au evaluat cât de des aceste persoane au fost victima homofobiei. Rezultatele arată că persoanele care au avut mai multe asemenea experiențe au avut și o stare de sănătate mentală mai proastă după un an.
Un alt studiu pe 34.653 de adulți, timp de 4 ani, a arătat că persoanele LGBT din state care au interzis căsătoria gay au fost cu 36,6% mai susceptibile să dezvolte tulburări precum anxietatea și depresia. Aceste studii ne arată că a fi victima homofobiei poate duce la probleme de sănătate fizică și mentală. Mai mult, tinerii LGBT care nu sunt acceptați de părinți și familie sunt mult mai predispuși să sufere, ceea ce sugerează că acceptarea lor în familii și școli este esențială pentru evitarea problemelor de sănătate mentală și a suicidului. Eforturile de a schimba orientarea sexuală a tinerilor sunt periculoase pentru sănătatea mentală a tinerilor LGBT și sunt interzise în unele țări și condamnate de comunitatea științifică. De altfel, încă din anul 2009, majoritatea asociațiilor ale profesioniștilor din domeniul sănătății mentale au emis declarații împotriva terapiei de conversie, considerând-o lipsită de etică și neștiințifică. Cea mai bună soluție rămâne educația pentru a reduce homofobia în școli, familii și alte medii sociale și a-i susține în mod pozitiv pe acești tineri. De exemplu, putem vorbi despre bullying, un caz special de discriminare. Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire. Cuvântul bullying nu are o traducere exactă în limba română, însă poate fi asociat cu termenii de intimidare, terorizare, brutalizare. Copiii sunt victima bullying-ului din multe motive, iar orientarea sexuală e unul dintre acestea. Este important să înțelegem că bullying-ul nu e doar agresiune fizică. Bullying-ul are mai multe forme: verbal, amenințări, etichetări, batjocură, psihologic, izolarea victimei, răspândirea de zvonuri, fizic, lovire, împingere. Trebuie să recunoaștem aceste forme de bullying și să fim conștienți că elevii LGBT sunt adesea ținta acestor atacuri. Vom lua o pauză de la prezentare pentru a vă ruga să faceți un exercițiu. Luând în considerare tot ce ați aflat despre homofobie și efectele ei, v-am ruga să vă imaginați o zi din viața unui elev gay. Scrieți câteva paragrafe despre ce trăiește și ce simte acest elev într-o zi de școală, care sunt gândurile și sentimentele lui sau al ei în acea zi.
Una din resursele cele mai importante o reprezintă legea anti-bullying, adoptată recent. Legea împotriva violenței psihologice sau, în termeni juridici, legea numărul 221 din 2019. De asemenea, ea este acompaniată de norme metodologice de aplicare adoptate în 2020. Acestea prevăd că la nivelul fiecărei unități de învățământ trebuie să existe un grup de acțiune anti-bullying cu rol de prevenire, identificare și soluționare a faptelor de bullying. Această lege detaliază și ce putem face în cazul în care observăm sau ne e semnalat un incident de bullying. Directorul și diriginții vor fi și ei implicați. Important e să acționăm, chiar dacă alții nu o fac. Doar acționând putem ajuta acești tineri și putem să le oferim suportul necesar. De asemenea, diverse alte organizații au creat diverse unelte pentru profesori pentru a combate bullying-ul. Mai jos, sunt trecute o serie de link-uri ce redirecționează către planuri de lecție, exemple de abordare și documentație suplimentară. De exemplu, următorul site oferă gratuit mai multe instrumente, planuri de lecție și resurse pentru educația anti-bullying. Multe din aceste resurse sunt în limba română și pot fi descărcate gratuit. Resursele vor fi disponibile și în varianta scrisă pentru a le putea accesa mai ușor. Alte resurse pe care le puteți folosi sunt resurse de la Salvați Copiii pentru a înțelege și a consilia elevii care au suferit de bullying. Un ghid de bune practici pentru prevenirea violenței în școli cofinanțat de Uniunea Europeană. Un scurt ghid de combatere a hărțuirii și violenței în școli. Știm că aceste resurse necesită timp pentru a le parcurge, dar cu cât ne informăm mai mult, cu atât vom fi mai apți să ajutăm acei elevi care au nevoie de ajutor. UNICEF a creat un model de intervenție pentru situația generală de bullying, care poate fi aplicată și în cazurile de bullying din cauza orientării sexuale. De asemenea, organizațiile LGBT oferă suport pentru persoanele din comunitatea LGBT sub forma asistenței în depunerea sesizărilor la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Aici puteți găsi atât date utile de contact pentru raportarea discriminării, cât și un formular tip pentru raportare, care conține informații de bază, tipul comportamentului discriminator, dovezile existente, gen martori, înregistrări video-audio, capturi de ecran. Mai mult, unele organizații oferă asistență în găsirea consilierii psihologice pe teme precum coming out, relații de cuplu, relații de familie, discriminare și homofobie. Elevii care se simt alienați pot fi îndemnați să încerce să își găsească un cerc de suport. Marile organizații LGBT din România au pagini de Facebook care pot ajuta în acest sens. În final, am dorit să vă mai rugăm să participați la un alt exercițiu de imaginație. Imaginați-vă acum că, în calitatea dumneavoastră de profesor,
aveți o interacțiune cu elevul pe care l-ați imaginat anterior. De exemplu, el sau ea vă solicită ajutorul într-o discuție după orele de clasă. Știind ceea ce știți acum despre comunitatea LGBT și cum putem ajuta elevii LGBT, vă rugăm să vă imaginați această interacțiune în care îi oferiți sugestii și suport. Ce i-ați spune acestui elev? Vă rugăm să notați răspunsurile. Aici se încheie acest training. Vă mulțumim pentru atenție și vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări sau doriți mai multe informații
despre resursele prezentate în cadrul acestui material.